În timp ce șefii statelor europene își fac planuri de combatere a șomajului în România, șomerii își taie singuri locurile de muncă. A ajuns în această situație dramatică foștii angajați de la industria strâmei Câmpia Turzii, cărora patronii ruși le-au spus că nu au bani, iar dacă vor să fie plătiți, trebuie să-și taie locul de muncă și să-l vândă la fier vechi. Abia acum iese la suprafață dimensiunea reală a fraudei cu carne de cal în România. Nu numai că românii o mănâncă fără să aibă habar, dar autoritățile o și patronează. Unul dintre cele mai mari lanțuri de supermarketuri din România a vândut în mai toată țara mici cu carne de cal. Firma producătoare avea neamuri la controlul alimentelor. Iar peste ocean, la New York, Samsung și-a prezentat cel de-al patrulea telefon al seriei Galaxy S, cel care ar trebui să distrugă iPhone-ul celor de la Apple. De data asta, americanii chiar vor trebui să facă un telefon cu adevărat nou, iar noi vă spunem azi ce știe să facă noul Samsung. Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la Ora de Business. A fost nevoie de 5 ani pentru ca europenii să înțeleagă că dintr-o criză economică de dimensiunile celei pe care o trăim, nu ești doar plimbând așa niște bani între Banca Centrală Europeană și băncile comerciale. Vedeți, activitatea economică e importantă și dacă pierdem din vedere faptul că esența ei este munca, s-ar putea ca la un moment dat să ne trezim cu numeroase fenomene sociale, care încep doar cu șomajul, să știți, dar ajung la extremism și noi românii trăim, cred, sau începem să trăim, și nu numai noi, nu sunt alții, nici alții mai breși ca noi, începem să înțelegem cam ce, la ce duce o criză economică de dimensiunile celei pe care o trăim. Vedeți, în timp ce liderii țărilor europene se întâlnesc acolo la Bruxelles și vorbesc între ei despre ce bine ar fi să avem locuri de muncă, să ne mai gândim totuși și la șomaj și la toate astea, aici în România trăim niște realități cu adevărat dramatice. Întâmplarea face că acum vreo 3 săptămâni, aproape o lună, președintele Traian Băsescu zicea: mare atenție cum tăiem fabricile care se închid, pentru că s-ar putea să mai avem nevoie de ele. Ei bine, la industria sârmei Câmpia Turzii, de acum e pe față. Combinatul Mecel, cum e cunoscut în zilele noastre, de parcă nimeni n-ar mai avea nevoie de sârmă și de cuie în țara noastră, ar putea să fie vândut la fier vechi pentru a se aduna banii necesari pentru salariile compensatorii. Conducerea n-are din ce să facă plățile. De fapt, conducerea nici nu mai are treabă cu patronatul. Știți că a fost vândut, cumpărat de o firmă care se preface, practic, că va mai presta ceva activități în România, activitatea reală fiind aceea de tăiere și dare la fier vechi pentru recuperarea unor datorii și pentru, uite, în cazul Câmpiei Turzii, plata salariilor compensatorii. De 2 săptămâni, atât salariații cât și cei care au fost disponibilizați de la Mecel Câmpia Turzii își cer banii în curtea combinatului. Activitatea combinatului este blocată, iar compania și-a mutat oricum sediul la Târgoviște. Așa că oamenilor li s-a spus clar, tot ce mai avem este fierul vechi din ceea ce au fost cândva locurile voastre de muncă. Dacă vreți plățile compensatorii, veți înțelege că industria sârmei Câmpia Turzii este astăzi doar fier vechi. O să confirm că este semnat contractul cu firma Cunremat, în vederea valorificării fierului vechi și primirea unui avans și lichidarea salariilor restante. Deci, vă confirm, contractul este semnat. Și de aici începe alegerea dramatică a acestor oameni. Cei care au fost deja disponibilizați vor doar salariile compensatorii. Ceilalți încă mai speră în relansarea activității, căci altceva de lucru nici nu au ce se găsească în Câmpia Turzii. Dacă își taie chiar ei locurile de muncă, ce vor face după? Trebuie să plece în alt oraș după un loc de muncă. Până în prezent s-au tăiat, cred că, vreo 9 secții. Fără știrea oamenilor. Și acum vreau să constrângă oamenii ca să taie la minorul 3, care e inima combinatului, cablurile de tracțiune, unde aveau comenzi, TOT, TS1, TOT3, iarăși acolo sârmă zincată aveau comenzi. Dacă ar tăia-o, noi am fi... Deci ne-am semnat singur sentința. 800 de angajați disponibilizați în ultima perioadă de la combinatul din Câmpia Turzii și așteaptă cele 3 salarii compensatorii. La Mecel mai lucrează acum doar 300 de persoane. Nici ei nu și-au primit banii în ultima lună, dar mai speră. Dar ce, noi în România avem o problemă cu șomajul? Ce este în Spania să avem 26% sau chiar Franța cu peste 10%, Grecia cu peste 20%? Nu! Noi în România avem o rată a șomajului foarte mică, undeva un pic mai mare de 6%. Dacă stai să te gândești, România n-are niciun fel de problemă. Ei, aș! România are, de fapt, aproape jumătate din populația țării ocupată, sau mai bine zis neocupată, în zona rurală. Practic, aceste statistici care se fac din populația ocupată, care în România e de doar 10 milioane de persoane, denaturează grav o situație reală. România este oricum într-o criză, iar rata
reală a celor care nu au de muncă, mare atenție, nu a celor care își caută de muncă, este foarte mare în țara noastră. Acum, hai să ne gândim puțin la situația oamenilor ăstora de la Câmpia Turzii. Vedeți, noastră, întâmplarea face că pe zona Clujului chiar au fost investiții. Chiar au fost investiții destul de mari, s-au creat locuri de muncă și chiar dacă a plecat Nokia de la Jucu, mai departe autoritățile de acolo din zonă s-au dat peste cap ca să găsească o formă de ocupare a populației. În același timp, ce întâmplare fericită, cineva s-a apucat să facă o autostradă, e adevărat, nu de la Câmpia Turzii până la Cluj, ci până la Gilău, da? Care e foarte aproape de Cluj, nu? Deci dacă să presupunem cineva care nu mai muncește la Câmpia Turzii, ar trebui, nu, să-și găsească ceva de lucru și în Câmpia Turzii n-ar mai găsi. Să știți că și la Turda s-a întâmplat ceva similar. Întâmplarea face însă că cele două orășere ardelenești nu au o mare problemă cu rata șomajului. Adică cel puțin din scriptele oficiale rezultă că au cam 3% rata șomajului, da? Dar încă o dată v-am spus, din total populația ocupată. De fapt vorbim de niște orașe mici care în general sunt considerate mai degrabă rurale decât urbane, mai ales Câmpia Turzii, nu vreau să jignesc pe cei de la Turda, sau în general nu vreau să jignesc pe nimeni, iar în momentul respectiv îți pui problema tu ca om ce ai fost disponibilizat de la industria Sârmei. Unde mi-ai găsit de lucru? La Cluj? Sunt 60 de kilometri până la Cluj. Păi sunt 60 de kilometri până la Cluj, dar în astfel de situație, când ai și infrastructura necesară, trebuie să mergi acolo să-ți cauți de lucru. Să faci naveta, să vezi dacă ai tren eventual sau cu autocarul și să îți găsești de lucru. Genul acesta de mentalitate pe care în general românii nu prea o au, pentru că românii sunt înfipți, au rădăcini în solul patriei, se știe, învățăm la lecțiile de istorie acest lucru, genul acesta de mentalitate, din păcate, ne ține în loc. Nici autoritățile noastre nu știu să facă foarte mult pentru a schimba asta, nici autoritățile noastre nu au un plan de a scoate cumva, de a aduce mai bine zis în economie, nu din punct de vedere fiscal, ci din punct de vedere al pieței muncii, aproape jumătate din populația țării care stă la țară în momentul de față, dar cred că de acum încolo noi, oamenii, va trebui să ne gândim și să ne descurcăm ce facem într-o astfel de situație. Bineînțeles, să stai locul de muncă este extrem, extrem de dramatic și nu o să înțeleagă asta niciodată liderii de la Bruxelles care s-au întâlnit acolo și au zis stai, am vorbit despre deficite de n-am mai putut Germania cât am vorbit, de acum încolo hai să mai vorbim și de șomaj. Bine, vorbim și mai departe cum procedăm. Adică cum ar trebui să scăpăm de șomaj? Cineva trebuie să creeze locuri de muncă. Faptul că tot mai multe guverne europene sunt de stânga începe să se vadă mai clar la Bruxelles. La Consiliul European de primăvară început ieri și încheiat astăzi, discuțiile s-au bazat nu neapărat pe scoaterea continentului din recesiune, ci mai degrabă pe demararea de reforme care să îmbunătățească viața cetățenilor Uniunii Europene. Declining interest spreads or an improved balance of payments are economically crucial. They are of little comfort to people who fear losing their job or struggle to find one. Pregătindu-se de alegerile din septembrie care o vor menține sau o vor da jos din funcție de cancelar al Germaniei, Angela Merkel a început la rândul său să recunoască că între austeritate și problemele societății europene este o strânsă legătură. Über viele Jahre zum Teil Fehlentwicklungen ergeben haben in der Eurozone bezüglich der Entwicklung der Produktivität und der Löhne. Und daraus ist heute das große Problem der Arbeitslosigkeit geworden. 10.000 de protestatari anti-austeritate de pe întreg continentul au mărșăluit pe străzile Bruxellesului în timpul discuției liderilor europeni care au pafat drumul spre Europa pentru care cifrele șomajului și ale sărăciei vor fi mai importante decât deficitele bugetare și datoriile. Deocamdată atât. Nimeni nu știe exact cum vor fi create noi locuri de muncă, dar Franța și Spania, două economii mari care au probleme atât cu șomajul cât și cu încadrarea în țintele de deficit bugetar, insistă pentru crearea lor. În general, cei care mărșăluiesc împotriva austerității sunt angajați la stat, sunt bugetari. Ei, prin austeritatea asta, înțeleg că nu le mai cresc salariile sau, și mai rău, sunt concediați sau li se taie salariile, ceea ce, da, s-a și întâmplat. Însă când vine vorba de relansarea economică, de o discuție serioasă despre șomaj, nu știu dacă statele sunt cele care trebuie să creeze locuri de muncă. De fapt, în Europa așa ceva nu prea s-a mai întâmplat de foarte mult timp. Și asta este și dilema în care se află liderii europeni în momentul de față. Pot vorbi mult și bine despre, pentru că ați auzit, sunt mai multe guverne socialiste în momentul de față și ăsta e trendul, schimbarea guvernelor din cercul popularilor europeni cu cele socialiste. Și se pot gândi la foarte multe măsuri de protecție a oamenilor. Însă asta nu rezolvă problema de bază.
combaterea șomajului se face numai prin crearea locurilor de muncă. Pentru că tot am ajuns aici, vreau să vă spun o poveste din Spania, una foarte interesantă, apropo de cât de puternice pot fi băncile pe continent. Curtea Europeană de Justiție a blocat o lege care permitea evacuarea fără drept de apel a spaniolilor care nu își mai puteau achita creditele ipotecare. În Spania, dacă nu-ți mai plătești rata la bancă, cu alte cuvinte, vine banca, te scoate afară din casă și abia după aia vii tu și dai explicații. Spui, domnule, stați un pic că aș vrea să reeșalonez. Sau stați că n-am ajuns la timp, că am fost ocupat și în ziua respectivă n-am putut să-mi plătesc rata. Ei bine, un imigrant marocan a atacat în instanță această lege pe motiv că nu ține cont de clauzele abuzive din contractele cu băncile. Toată lumea știe de existența acestor clauze. Marocanul a câștigat. Din 2007 și până în prezent, 400.000 de familii din Spania au fost evacuate de către bănci pe baza unei legi a executării silite vechi de 100 de ani. A fost nevoie de o sentință a Curții Europene de Justiție pentru ca legea să fie modificată, astfel încât răuplatnicii să poată contesta decizia de evacuare. Es una ley que data ya desde hace muchos años y leeremos la sentencia, está en los servicios jurídicos y por tanto, aprovechando que ahora hay una tramitación de un real decreto ley en el Congreso para mejorar esta situación, pues procuraremos adecuarlo a lo que allí se nos pide. Lupta împotriva vechii legi a început în momentul în care Mohamed Aziz, un cetățean marocan stabilit în Spania, nu a mai putut achita ratele creditului ipotecar. Bărbatul a reclamat faptul că în contractul semnat cu banca existau mai multe clauze abuzive care au ridicat nejustificat costurile creditului. Însă, potrivit legii executării silite, mai întâi are loc evacuarea și abia după aceea sunt analizate contestațiile, așa că Aziz a fost evacuat. Para dejarlo luego cuando muero a mis hijos. Eso es lo que pensaba yo, no pensaba que iba a llegar las cosas así. Noua lege va trebui să aducă și o modalitate de despăgubire a celor evacuați abuziv, însă procesul de despăgubire va fi cu siguranță îngreunat de numărul mare de evacuați. În plus, băncile deja au vândut unele dintre locuințele executate silit. Deci, în general, statele sunt abulice, mai ales dacă vorbim despre statul român. Băncile dețin o putere mult prea mare pentru ceea ce se dorește în societatea modernă, iar când vine vorba să te duci să-ți cauți justiția, chiar ai încurcat-o. Cel puțin la noi în România o să vorbim imediat și despre corupția fantastică din justiția românească. Până atunci însă, trebuie să vă spun câteva lucruri despre retrocedarea proprietăților care s-a dus, s-a întors și a ajuns la concluzia că cele mai multe dintre dosarele retrocedate s-au dat pe șpagă. Agenția asta națională de retrocedare a proprietăților a luat la mână mai multe dosare la cererea Curții de Conturi și a descoperit că aproximativ 20% dintre ele, și încă n-a controlat decât un sfert, au avut, de fapt, evaluări umflate. Statul a luat din nou la mână dosarele întocmite pentru retrocedări și din cele 111 analizate până acum, 25 prezintă diferențe mari de preț între valoarea despăgubirilor și valoarea reală de pe piață în acea perioadă. Totul a pornit de la Curtea de Conturi, care a cerut ca 400 de dosare soluționate în 2008 să fie reevaluate. Statul spune că va sesiza organele de cercetare penală pentru a clarifica felul în care s-au făcut evaluările, dar eventuale fapte de corupție sunt greu de dovedit după 5 ani. Situația retrocederilor a creat de-a lungul timpului nenumărate discuții, mii de procese pe rol și o adevărată mafie imobiliară. Noua lege a retrocederilor prevede în primul rând restituirea proprietăților în natură, iar restituirea în bani ar trebui să se facă pe o perioadă de 7 ani. Desigur, așa cum a fost concepută legea, ea nu face decât să tragă de timp, căci statul nu are banii necesari pentru aceste retrocedări. De fapt, în aceeași logică s-au încadrat toate legile retrocederilor de până acum și, de fapt, asta a și permis apariția unui sistem infernal de corupție în jurul lor. Un raport de audit comandat de fostul guvern arată că nu a existat un tratament egal în ceea ce privește plata despăgubirilor pentru foștii proprietari. În unele cazuri s-au emis titluri de despăgubire chiar în aceeași zi, iar în altele proprietarii așteptau și câte 2 ani. Anul trecut, la Autoritatea Națională a Restituirii Proprietăților, erau înregistrate 145.000 de cereri, dar în ultimii 6 ani s-au soluționat doar 12.600 de dosare, iar alte aproape 17.000 se află în lucru. În acest ritm, restituirile se vor încheia cam în 50 de ani. Și de fapt asta a dat posibilitatea infernalei corupții de acolo. Când pui niște funcționari să decidă pe atât de mulți bani, țineți cont că e vorba de vreo 8 miliarde de euro, da? Și din multele astea revenit, că să aleagă doar pe unii și pe alții, bineînțeles că răsar șpăgile în mod infernal. Avem în aceste zile frumosul scandal din jurul Tribunalului București, după ce DNA-ul
a interceptat ca la carte, aș zice, și ne-a scos la iveală o față nebănuită de mine, vă spun sincer. Eu credeam că, domnule, măcar judecătorii din România sunt mai educați, nu neapărat cinstiți. Deși vă mărturisesc că acum 20 de ani eu credeam sincer că justiția poate fi cinstită și că greu poți găsi în țara asta un judecător care să fie corupt. Ei bine, nu o să vă dau în seara asta, colegii de la Telejurnal se ocupă de asta și o să vedeți la Telejurnal stenogramele interceptărilor și discuțiilor între judecătorii de la Tribunalul București care l-au eliberat până la urmă pe Dinel Staicu. Ceea ce vreau eu însă să fac la această emisiune, că noi cu asta ne ocupăm, este un calcul pragmatic. Dacă știm că în România nu există justiție, nu? Decât pe bani. Hai să vedem cam cât costă să cumperi un proces. Cât l-a costat, de exemplu, pe Dinel Staicu. Ceea ce se știe până în momentul de față, sau asta rezultă din interceptările respective, e că, per total, costul ar fi fost de 150.000 de euro. 150.000 de euro pentru un miliardar care se află după gratii înseamnă foarte puțin. E costul unui apartament mai răsărit din București. Nu știu cum să vă spun, da? Cum se împar banii ăștia? Păi, în primul rând, îți trebuie un intermediar care, de regulă, este avocatul ce se ocupă de acest caz și ăsta începe. O ia așa, metodic, grefierul. Grefierul trebuie să aibă grijă, da? Și pentru asta primește 5.000 de euro, să corupă incoruptibilul sistem informatic, care repartizează dosarul la un anumit complet. Completul mai departe, omul știe, intermediarul știe, grefierul știe că va trebui să ajungă niște bani la niște judecători, da? Judecătoarea numărul 1, vă spun numai din interceptări ce are ieșit, 55.000 de euro, ăștia-s bani reținuți, 15.000 de euro la judecătoarea numărul 2, cu promisiunea că vor veni și alți bani în momentul în care vor realiza dosarul, vor rezolva dosarul, adică îl vor scoate pe Dinel Staicu din pușcărie, ceea ce s-a și întâmplat. N-au mai apucat să ia bani și, de fapt, interesant este că, fiind judecători de onoare, și-au dat cuvântul că vor da bani înapoi, dacă puteți să vă imaginați așa ceva, da? N-au mai apucat să ia și restul banilor, pentru că între timp a intervenit Direcția Națională Anticorupție, iar cele două judecătoare, plus intermediar, plus grefier, sunt toți după gratii în momentul de față, cu mandat de 29 de zile. Ce mai poți comenta la toate treburile astea? Deci cam atât costă justiția în România. Ce rost are să ne mai ducem să batem ușa Olandei și să ne spunem, domnule, noi avem justiție în țara noastră, lăsați-vă pe mâna noastră, că nu contează că am intrat în Schengen, când totul se poate, ăsta e cel mai înalt nivel. În momentul în care ai cumpărat cel mai înalt nivel într-o țară, s-a terminat. Nu mai poți vorbi despre justiție de niciun fel. Eu cred că guvernanții noștri trebuie să ia foarte în serios toată treaba asta, toată reforma, nu există în momentul de față de fapt o reformă, reforma din justiție e un caf generalizat între politicieni pentru cine își pune oamenii CSM, pentru ca oamenii respectivi după aia să numească acești judecători, care decid contra cost, absolut totul. Vedeți? Cred că trebuie să regândim tot sistemul de la A la Z și să facem așa un fel de tabula rasa, să-i dăm pe toți afară, de exemplu, să-i punem să dea examen pe post, să-i ancheteze cineva dacă e cazul și DNA-ul mai ales trebuie să rămână neapărat în afara sferei politice. Este critic acest lucru, mă gândesc, în țara noastră. Altfel, omul de rând se confruntă cu alte lucruri care, dacă n-ar fi dramatice, ar fi chiar haioasă. Vedeți, dorința oamenilor de a câștiga bani ușor în vremuri de criză dă idei, multora le dă idei. Doi condamnați pentru omor și tâlhărie care erau în închisoare au reușit să păcălească din închisoare mai mulți oameni creduli din afara ei. Cum acționau? Sunau pe numere de telefon fixe și le spuneau oamenilor că în urma unei trageri la sorți făcută de o companie de telefonie au câștigat un premiu de 10.000 de euro. E, însă pentru a ajunge să iei 10.000 de euro trebuie să și dai ceva, nu? Un apel pe telefonul fix și un text bine făcut despre un premiu de 10.000 de euro. Așa începea orice înșelăciune făcută de cei doi deținuți. Aceștia le spuneau oamenilor că în urma unei trageri la sorți făcută de compania de telefonie fixă, numărul lor a fost extras câștigător. Premiul este de 10.000 de euro, însă pentru a intra în posesia lui trebuie depus un comision. Cei doi aveau mai multe conturi bancare pe care le dădeau oamenilor care le credeau povestea, dar se foloseau și de transferuri prin intermediul oficiilor poștale. Cei doi deținuți erau ajutați de alte 5 persoane din afară să ridice sumele pe care le depuneau cei păcăliți. 30 de persoane au crezut scenariul celor doi și de pe urma acestora deținuții au adunat sume de bani cuprinse între 11.000 de euro și 35.000 de euro, iar unii oameni au mers la poliție să reclame înșelăciunea. Polițiștii spun că noua metodă câștigă teren foarte repede și numărul cazurilor raportate este în creștere. În doar câteva zile la o singură secție din București au fost depuse două plângeri, prejudiciul total fiind de 10.000 de euro. Anul trecut în capital au fost înregistrate 130 de dosare de înșelăciune. Metoda cu premiul fictiv este doar una dintre tehnicile folosite de escroci. Aceștia au găsit un nou mod de a înșela oamenii, în special bătrânii. Îi sună și anunță un accident fictiv al unei rude și cer bani pentru a ajuta la mușamalizarea cazului. Poliția Capitalei cercetează deja câteva astfel de plângeri. Într-unul dintre
dosare, o doamnă a plătit 3.000 de povești spuse de cel de la telefon. Tătui să aștepte după proiectele de infrastructură ale statului român, regii autohtone ai asfaltului încep să își extindă tot mai mult afacerile peste hotare. Patronul Delta ACM se bate cu italienii și cu spanielii pe piața construcțiilor din Algeria și a câștigat un proiect. Va construi acolo o universitate și cămine pentru studenți. Doamnelor și domnilor, nu știu dacă dumneavoastră vă place carnea de cal. Mie vă mărturisesc că îmi plac micii. Și în ultima lună am avut de a face de două ori cu acest gen de preparat. N-aș fi bănuit, dar acum mă gândesc eu așa, că s-ar putea totuși să fi gustat carne de cal, în care sens nici nu știu dacă s-o mai comba sau nu. În timp ce pe plan european ne luptăm cu toată lumea și susținem că noi n-avem nicio treabă cu calul în România, deoarece calul este un animal așa pe care n-ar trebui să-l mâncăm, da? În supermarketurile de la noi se desface la greu carne de cal sub formă de mici. Problema în tot scandalul ăsta care a izbucnit astăzi este că e vorba de un mare supermarket. Văd că nimeni nu-i dă numele, așa că o să o fac eu. Presa din Prahova, presa locală din Prahova, susține că o firmă locală de acolo a aprovizionat supermarketurile Kaufland din 36 de județe ale țării cu carne de mici, care conținea și carne de cal. Toată problema în această nouă isterie însă este că patronul acestei firme are o soție care lucrează exact la Direcția Sanitar-Veterinară, cea care trebuie să controleze genul acesta de afaceri. Cum procedezi într-o astfel de situație? Cum poți să crezi că tot scandalul ăsta care a izbucnit, da, nu ăsta de astăzi, ci în ultima perioadă de timp, n-a avut nicio legătură cu autoritățile? Cele 2000 de caserole de mici cu carne de cal descoperite de inspectorii autorității sanitar-veterinare într-un magazin din București proveneau de la o fabrică din Ploiești. Culmea este că în tot acest scandal este implicat chiar soțul șefei de la controlul alimentelor de origine animală din Prahova. Se pare că acesta este chiar administratorul fabricii. Ieri dimineață ne-am deplasat la firma respectivă, firma producătoare. Nu am mai găsit niciun sortiment, nici din materia primă și nici din lotul respectiv. Din lotul de materie primă folosită nu mai avem niciun produs ca să putem face analiza, să vedem dacă într-adevăr din carnea de vită folosită ca materie primă a fost substituită cu carne de cal. În urma alertei sanitar-veterinare, inspectorii Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Prahova au făcut controle la producător, iar rezultatele indică faptul că acesta a produs 1536 de kilograme de carne, asupra căreia există suspiciunea că ar conține carne de cal în loc de carne de vită, așa cum erau etichetate caserolele. Firma producătoare din Ploiești are acum de plătit o amendă de 30.000 de lei, iar unitatea a fost închisă. Dacă se dovedește, de asemenea, în cursul anchetei, că din cadrul colegilor noștri au greșit sau au prelevat greșit probe, vom lua de asemenea măsuri și nu vom acoperi pe nimeni. Dacă se confirmă că unitatea de procesare carne a făcut evaziune fiscală, vom anunța organele abilitate. Scopul nostru este să dovedim dacă a fost sau nu fraudă, dacă a fost sau nu etichetare greșită a cărnii tocate de carne și dacă s-au folosit altfel de carne la procesare. Carnea tocată și preparată ca mici trași a fost ambalată în 1920 de caserole a câte 800 de grame și distribuită printr-un cunoscut lanț de supermarketuri. Chiar dacă nu au mai găsit marfă în unitatea din Ploiești, inspectorii au refăcut traseul mărfii și au reușit să stabilească toate magazinele în care au ajuns caserolele cu mici. Consumatorii sunt derutați și nu știu cât de sigure sunt alimentele pe care le cumpără, iar industria își face deja calcule pentru pierderi. Toate aceste scandaluri lovesc însă în afacerile producătorilor români de carne. La ora asta nu mai știu să se mai facă export de carne de vită sau cal în piese tranșate din România către Uniunea Europeană sau altfel. Eu estimez, repet, estimez, impactul pe anul acesta poate fi de ordinul 30-40 de milioane de euro. Autoritățile veterinare asigură consumatorii că produsele nu pun în niciun fel în pericol sănătatea consumatorilor.
Dar de ce am exporta noi, până la urmă, produse procesate? Putem exporta forță de muncă. Asta știm noi să facem, nu? Doamnelor și domnilor, regii asfaltului din România încep să-și extindă tot mai mult afacerile peste hotare, probabil sătui și ei să tot aștepte după proiectele de infrastructură ale statului român, așa că s-au orientat către alte țări, mai slab dezvoltate așa, unde au început să se caute constructori pentru tot felul de proiecte de drumuri sau imobiliare. Patronul de la compania Delta ACM a ajuns să se bată cu italienii și spaniolii pe piața construcțiilor din Algeria, de exemplu, și a și câștigat un proiect. Va construi acolo universitate și cămine pentru studenți. Pentru că în România contractele cu bani de la stat sunt din ce în ce mai puține, constructorii încep să caute lucrări în afara țării. Ce-i drept anunțurile autorităților din ultima perioadă cu autostrăzi construite în concesiune pe banii constructorului nu prea îi atrag pe investitorii români, deoarece sunt puțini cei care sunt dispuși să riște, mai ales că investiția se amortizează în câțiva ani buni. Drept urmare, firmele românești de construcții au început să participe la licitații prin țări care acum își dezvoltă puternic infrastructura. Cei de la Delta ACM au ajuns să concureze cu ofertele constructorilor din Italia și Spania pe piața construcțiilor din Algeria. Delta ACM a câștigat contractul pentru construcția unei universități și a unor cămine de 4.000 de locuri, scrie Adevărul. Pentru aceste lucrări, constructorul român va primi 8 milioane de euro într-o primă etapă, însă valoarea totală a lucrărilor se ridică la 28 de milioane de euro. Construcția va fi realizată în consorțiu cu o companie locală, iar angajații vor fi recrutați de acolo, mai ales că mâna de lucru este mult mai ieftină în Algeria decât cea din România. Algeria este o piață bună pentru constructori, căci este în plină dezvoltare. Spaniolii și italienii au fost printre primii care au beneficiat de proiectele din Africa și au ajuns să dezvolte lucrări pentru peste 100.000 de locuințe. În Irak, Delta ACM s-a apucat de construcția unei autostrăzi, contract pentru care va încasa 50 de milioane de euro, iar în Republica Moldova desfășoară un proiect de construcție de drumuri. Valoarea acestuia este de 6 milioane de euro. Piața străină i-a surâs și firmei Romstrade deținută de Nelu Iordache. Compania a câștigat în urmă cu 3 ani un contract pentru construcția unui tronson de autostradă în Irak, însă afacerile lui Iordache s-au prăbușit odată cu scandalul legat de deturnarea unor fonduri europene. Delta ACM a câștigat multe contracte și în România, alături de alți constructori puternici precum Astaldi sau FCC Construcțion. Cel mai recent proiect pe care îl desfășoară în capitală se referă la magistrala 5 de metrou Râul Doamnei Eroilor. Delta ACM are lucrări și în Craiova, unde va construi cu 15 milioane de euro un complex acvatic de agrement. Anul trecut Delta ACM a înregistrat o cifră de afaceri de 110 milioane de euro, mai mare cu 15% față de 2011. Așa să facem, să le construim algerieni, așa, și dacă Delta ACM se duce și face în Algeria, mai știți cum era pe vremuri, să aducem valută în țară, domnule, firmele române s-au dus și au făcut prin Irak, au construit pe acolo rafinării, nu? Da. Și ce am făcut? Și am adus valută în țară. Nu știu dacă mai vine în țară valuta, în primul rând, adică cel l-ar opri pe patronul de la Delta ACM să nu o transfere în Elveția, 1-2. Dacă ia muncitori din România, e bine, mă gândesc eu, pentru muncitorii aia, dacă erau șomeri pe aici, nu? Dar pentru statul român nu e niciun fel de beneficiu. Și 3, ce contează cel mai mult în momentul de față este să creezi locuri de muncă aici. Când vezi că se duc, fug din România, nu e de bine. Pe de altă parte, alții care au fugit mai devreme din România, acum par să se întoarcă. Am trecut cu vederea o știre din zilele trecute, cum că RCS-RDS se retrage din Croația și că și-a vândut compania de acolo, da, pe care o deținea acolo. RCS-RDS este o firmă care s-a dezvoltat foarte interesant și în România, dar și în țările vecine, a ajuns până în Spania, dacă nu mă înșel eu, da? Și a tras cabluri, a tras fire peste tot și a zis, gata, avem o piață, ne dezvoltăm și aici. Ei bine, a venit o știre astăzi că se retrage și din Slovacia și încep să te întreb de ce face asta. Știu eu, poate au nevoie de bani. După o lungă perioadă de expansiune pe piața de telecomunicații din Europa, grupul RCS-RDS își restrânge activitatea. S-a retras deja din Croația, iar acum vrea să vândă afacerile pe care le avea sub numele Digi în Slovacia. Cumpărătorul interesat de ce vrea RCS-RDS să vândă este principalul competitor al companiei deținute de Zoltan Tesari, și anume Liberty Global, adică UPC. Cei de la Liberty Global erau deja pe piața de telecomunicații din Slovacia când RCS-RDS a început să se extindă. De altfel, între cele două companii s-a iscat un scandal când angajații lui Tesari au început să întindă cablurile pe stâlpi în loc să le îngroape. Acest lucru le permitea să se extindă rapid cu niște costuri mai mici, ceea ce în final a dus la abonamente mai ieftine pentru clienții din Slovacia, doar că nici așa se pare că nu au reușit să atragă prea mulți clienți. Datele prezentate de conducerea RCS-RDS arată că în urmă cu 3 ani compania nu încheiase nici măcar 50.000 de abonamente pentru serviciile de cablu. Avea însă peste 260.000 de abonați pentru serviciul de televiziune prin satelit, serviciu pentru care slovacii plătesc aproape 10 euro pe lună. În timp ce își restrânge afacerile în restul Europei, la noi RCS-RDS rămâne lider pe piață în furnizarea serviciilor de internet și de televiziune prin cablu și satelit. Ungaria reprezintă a doua mare sursă de venituri după România pentru compania lui Tesari.
4.39-40 astăzi euro la oficial n-a ajutat, n-a trecut de 44, deși m-a cam speriat miercuri când sărise peste, însă nu știu dacă lucrurile vor mai sta la fel și săptămâna viitoare. Ia veniți în partea asta. Deci am avut o săptămână oarecum agitată, deși v-am avertizat încă de săptămâna trecută că 4.35-4.44, ăsta e intervalul în care ne jucăm cu o presiune pe creștere. A crescut până la 4.37, după care dintr-o dată s-a dus la 4.44, aici 4.44, e adevărat, nu s-au făcut foarte multe tranzacții, după care practic a consolidat acest nivel. S-a întors la 4.39-20, era astăzi la un moment dat în piață, dar suntem tot în această zonă, ceea ce înseamnă că săptămâna viitoare cel mai probabil va trece de acest nivel, pentru că acest 4.44 nu este un nivel psihologic. Ia dați-mi pe graficul ăsta pe un timp mai îndelungat. Deci a mai fost la 4.44 și nu de mult, ci la jumătatea lunii februarie. A trecut și peste și s-a întors și așa mai departe, după care am avut această perioadă în care cursul a coborât, însă ea s-a cam terminat. Iar creșterea destul de abruptă din ultimele două săptămâni, de fapt, da, ultimele două săptămâni, mai mult ultima săptămână a cursului de schimb, ne arată că în momentul de față presiunea este de creștere. De ce? De unde? Cum? Ce s-a întâmplat? Păi, dacă te uiți și corelezi timpii de aici, îți dai seama că, de fapt, din momentul în care s-a auzit în piață că Isărescu se gândește la scăderea dobânzii de referință, din momentul ăla deja toată lumea caută un nou nivel de echilibru pentru curs. Dacă la 5,25 dobândă oficială și la 4,5 cât sunt dobânzile în momentul ăsta în piață, să zicem, aveam un nivel de echilibru pe la 4,35, în momentul în care dobânda oficială scade la 5%, dacă o scădea, săptămâna viitoare, dacă nu mă înșel, la sfârșitul ei este ședința de politică monetară, atunci, bineînțeles, dobânzile din piață vor da un bonus mai mic pentru cei care plasează lei, nu? Păi atunci leul va fi mai puțin căutat. Și așa e plină piața de lei în momentul de față, iar ceea ce caută jucătorii este noul nivel de echilibru. Eu zic că este peste 4,4. Vom vedea cum se vor mișca și cei de la BNR, dacă vor scădea într-adevăr dobânzile așa cum așteaptă piața, însă pentru săptămâna viitoare cred că putem anticipa un curs spre 4.43, poate chiar mai sus la 4.45. Încă o dată depindem foarte mult de ce decide Banca Națională a României însă. Coca-Cola are mari probleme în China după ce autoritățile acestei țări au descoperit că firma are camioane dotate cu GPS. Nu este vorba despre orice GPS, ci de unul capabil să cartografieze rute. Chinezii spun că acest tip de tehnologie ar fi ilegală și că simbolul capitalismului este de fapt un paravan pentru spionii americani. Aflați imediat cum se apără Coca-Cola de aceste declarații. Împreună cu actorii de pe Broadway, Samsung a prezentat la New York cel de-al patrulea telefon al seriei Galaxy S, cu ajutorul căruia coreenii speră să-și păstreze supremația pe piața smartphone-urilor. Samsung Galaxy S4 ăsta, nu zic eu că nu mă pricep la telefoane, dar colegii mei care se pricep spun, a ridicat ștacheta suficient de mult cât să pună presiune pe americanii de la Apple, al căror nou iPhone, ăla viitor, va trebui să fie un telefon cu adevărat nou, nu doar o copie îmbunătățită a vechilor sale generații. În toți anii de rivalitate cu Apple, coreenii de la Samsung au învățat o serie de lucruri, cum ar fi faptul că marketingul vinde telefonul. Așa că noul Galaxy S4 a fost prezentat la New York cu actori de pe Broadway într-o piesă de teatru de o jumătate de oră, care a punctat toate aturile noului dispozitiv. That's Stacy twirling her little heart out, but her dad doesn't have a Galaxy S4, so he doesn't have a 13 megapixel camera, which means he can't take the kind of awesome pictures and video of his daughter that he could with the S4. Are you kidding? Pe lângă camera de 13 megapixel, Samsung Galaxy S4 are câteva funcții spectaculoase, cum ar fi capacitatea de a-l controla de la distanță fluturând mâna în fața ecranului sau capacitatea de a-l transforma în telecomandă cu ajutorul unui senzor cu infraroșu. Dotat cu cea mai nouă versiune a sistemului de operare Android a celor de la Google, Samsung Galaxy S4 are inclusiv un senzor de umiditate și un barometru și vine și cu o versiune îmbunătățită a senzorilor de recunoaștere a feței, ce fac ca telefonul să știe dacă te uiți sau nu la ecranul său. Ecran care este Full HD, primul din seria Galaxy S cu rezoluție atât de mare. De altfel, din punct de vedere al calității imaginii, Samsung reușește de ceva ani să stea cu un pas în fața celor de la Apple, cel puțin pe segmentul telefonelor inteligente, unde iPhone-ul are dimensiuni prea mici ca să bată vreun record din punct de vedere al rezoluției ecranului. Pe de altă parte, însă, s-ar putea ca Samsung Galaxy S3 cu ecranul său de 5.5 să fie un telefon prea mare pentru unele gusturi. La dimensiunile sale are avantajul de a putea adăposti componente mai puternice, dar este mai greu de ținut în mână și de băgat în buzunar. Tot de la Apple, cei de la Samsung au învățat că designul care a avut priză la public nu se schimbă așa de ușor. Așa că Galaxy S4 seamănă izbitor de mult cu vechiul Galaxy S3 și spre deosebire de carcasă de sticlă
iPhone-ului și cea de aluminiu a HTC-ului One, noul S4 este îmbrăcat în plastic, un material ceva mai urât, dar mult mai rezistent. Samsung nu a anunțat încă prețurile pentru noul Galaxy S4, care va fi scos la vânzare undeva în trimestrul al doilea. Deci cum au ajuns coreenii la Galaxy S4 ăsta? Jucăm ping-pong, că poți să joci ping-pong cu ele cât sunt de mari. Nu mai sunt telefoane, zic și eu acum, care rupte ceasul. Doamnelor și domnilor, americanii de la Coca-Cola sunt acuzați de spionaj în China după ce au cartografiat mai multe zone cu importanță strategică. Coca-Cola spune că face hărți tot timpul. De fapt, nu Coca-Cola, ci camioanele Coca-Cola fac hărți pentru a stabili cele mai scurte trasee pentru camioanele care livrează băuturile răcoritoare. Când au aflat de treaba asta, chinezii au zis: nu se poate așa ceva. De fapt, Coca-Cola este un paravan pentru spionajul american. Autoritățile mai multor provincii din China au alertat serviciile secrete de la Beijing după ce au descoperit în camioanele cu care Coca-Cola își transportă marfa dispozitive GPS special create pentru producerea de hărți. În urma acestei descoperiri, autoritățile chineze au acuzat de spionaj mai multe birouri regionale ale Coca-Cola, pe motivul că o companie producătoare de sucuri nu poate deține aparatură de cartografiere atât de performantă. Chinezii insinuează că, de fapt, serviciile secrete americane ar fi în spatele activităților suspecte ale Coca-Cola. Compania a declarat însă pentru Associated Press că hărțile erau create pentru stabilirea celor mai scurte trasee pentru livrarea băuturilor. Cu cât traseul este mai scurt, cu atât camioanele consumă mai puțin carburant. Aceste sisteme logistice sunt folosite cu scop comercial în multe sectoare ale industriei din China și din întreaga lume. Însă în China nu oricine poate face hărți. La fel cum o bună parte din traficul aerian chinez este controlat aproape în totalitate de armată și suprafața Chinei are regiuni pe care guvernul de la Beijing vrea să le țină ascunse. E vorba în general de zone în care există baze militare sau alte obiective strategice. Chiar și cei de la Google au fost obligați să-și cenzureze anumite zone surprinse prin satelit pentru serviciul lor online de hărți. Însă tocmai lipsa unor hărți complete i-a făcut pe cei de la Coca-Cola să cartografieze singur China. Și în plus, spre deosebire de Google, Coca-Cola nu publică pe internet hărțile pe care le realizează. Autoritățile de la Beijing spun însă că dacă cineva vrea să cartografieze China, trebuie să ceară mai întâi o licență de cartograf. Normal, parcă văd eu că le-au copiat și băutura asta și acum vor să scoată originalul de pe piață. Bună seara, Ligia, ce mai faci? Bună seara, Moise. Uite, vin cu vești nu prea bune despre vreme. Dacă ne așteptăm să vină primăvara, iată că mai avem de îndurat frig și chiar ninsori. În Ungaria este stare de urgență. Este cod roșu de viscol în 6 județe din vestul țării și alte 8 se află sub cod portocaliu de ninsori și vânt. În transporturi este haos. Sunt închise mai multe artere de circulație. Sute de români și cel puțin 6 autocare din țara noastră au rămas pe autostrăzile blocate din cauza vremii. Vedem mărturiile celor care îndură aceste condiții în telejurnal. Vă aștept în câteva clipe alături de Mihai. Vă urmărim, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru faptul că ați urmărit Ora de Business toată această săptămână. Să știți că și săptămâna viitoare mai avem Ora de Business, așa că vă dau întâlnire din nou luni seara de la ora 19. Weekend plăcut până atunci!